ce ați venit la invitația noastră. Avem o delegație importantă din Ucraina, vecinii noștri dragi. În vederea unui protocol de colaborare pe care o să vi-l prezentăm în curând. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc pentru prezență domnului prefect Sebastian Mihai Lupuț, domnului vicepreședinte Lucian Morar, domnului senator Justin Dalcoș și domnului primar de la Comuna Recea, Octavian Pavel, numesc Balaș Cristian. Și, nu în ultimul rând, am dorit să vă prezentăm delegația ucrainiană. O să vă rog frumos să nu zâmbesc. Trebuie frumos să vă aduci, dacă să mă ajut cu denumirea. Avem așa, în primul rând, Ivan Duran, prim adjunct al administrației de stat Transcarpatia și președintele Federației de Fotbal Transcarpatia. Domnul Victor Caciur, vicepreședinte al Federației de Fotbal Transcarpatia. Domnul Eduard Iltio, am zis bine? Director executiv al Federației de Fotbal Transcarpatia. Prezența prietenilor noștri din regiunea Transcarpatia. Să felicit și să spun că mă bucur foarte mult pentru acest protocol de colaborare. Mai ales că este cunoscut faptul că județul Maramureș, cel puțin deocamdată, din punct de vedere al fenomenului fotbalistic, nu suntem reprezentați în eșelonurile superioare ale competițiilor fotbalistice. Din păcate, pentru iubitorii fotbalului din Maramureș, avem doar două reprezentate de Liga a treia, cel mai înalt nivel la care fenomenul fotbalistic este reprezentat în județul nostru. Prin acest protocol de colaborare aducem pe agenda și este adusă pe agenda publicului și a iubitorilor de fotbal fenomenul fotbalistic, ca reprezentant de Consiliul Județean. În calitatea mea de vicepreședinte pot să spun că este o preocupare a mea și a întregii conduceri a Consiliului Județean cu privire la fenomenul fotbalistic în județul nostru. Eu cred că asemenea demersuri sunt binevenite, mai ales că cei din regiunea Transcarpatica sunt vechi prieteni ai județului și întreaga regiune a județului Maramureș și consider că este de bun augur acest protocol de colaborare și în continuare cred că trebuie atât la nivelul Consiliului Județean cât și poate la nivelul Asociației Județene de Fotbal gândită o strategie pe termen mediu și lung cu privire la fenomenul fotbalistic în județul nostru. Încă o dată îi felicit pe cei care au gândit acest demers de colaborare și urez succes întregului demers și fenomenului fotbalistic în județul Maramureș. Хочу сказати, що Закарпаття, яке ми представляємо, населено багатьма національностями. Județul care noi reprezentăm sunt multe naționalități. Одною з найбільшою громадою Закарпаття є румунське населення. Una dintre cele mai mari este minoritatea română. Для нас дуже важливо, як для спорту, так і для влади, щоб румуни почували себе в нас, як вдома на Україні, не відчували ніяких ні моральних, ні інших обмежень. Для мене це дуже важливо, що міноритетна румуна зі себе в Україні, що не се сінте ні моральний, ні фізик опасатися. І тому співпраця з вами, з Маромуришем, для нас надзвичайно важлива і надзвичайно позитивна в плані як рівних партнерів і в плані хорошого майбутнього як для Закарпаття, так і для громади Румуни, що проживають на території з Маромуришем.
Pentru noi, colaborarea cu Maramureșul este foarte esențială, nu numai din partea politică, cât și din partea umană, pentru că minoritatea noastră română se poate simte cât mai bine în localitățile noastre plene. Більшість проблем, які є в Румунії, у футболі і в Україні, вони теж асиметричні, тобто однакові. Тому я думаю, що нам вдасться деякі з них спільними силами вирішити. Це перш за все суддівство, молодіжний футбол, ну а також професійний футбол, який на Закарпатті вперше за всю історію цього року відсутній. Факти, що ми маємо тут асиметричні проблеми на спорт. Ce depinde de sportul tinerețe și alte de sporturi, avem tot la fel probleme. Я два роки на посаді голови Федерації футболу. Хочу сказати, що разом з колегами нам вдалося два роки назад створити, завдячуючи місцевим підприємцям, команду, де грають одні румуни. Це команда Білої Церкви, яка станом на сьогодні досить вдало виступає. Eu de 2 ani de zile reprezint președintele Federației de Sport al Transcarpatiei și timp de 2 ani am reușit ca să apropiem o comandă foarte bună de fotbal în satele române, în satul Biserica Albă, care credem noi că este destul de înalt în acest domeniu. Подякувати за те, що ви запросили нас до співпраці, надіятися на те, що співпраця принесе користь як Закарпаттю, так і землі народу. Vrem să vă mulțumim din timp de colaborare care ne-ați acordat-o și sperăm că în curând să fiu tot mai tare. Începând din anul 2016 sunt senator al României și ocup și funcția de secretar al Senatului, având în subordonare Serviciul de Afaceri Europene și Fonduri Europene. Din acest punct de vedere, fiind și maramureșan și fiind și fost arbitru de fotbal, domnul Cristian Balaș știe foarte bine acest lucru, această colaborare, acest protocol de colaborare, eu sper să fie în favoarea noastră a tuturor, fiindcă tot timpul sportul ne-a adus mult mai mulți prieteni decât alte relații. Sper, din postura pe care o ocup eu în Parlamentul României, să fiu un sprijin pentru cele două regiuni și îmi doresc foarte mult să putem sprijini cu fonduri europene care, la care avem acces, să lucrăm pe cele două baze sportive pe care am înțeles că se dorește să fie implementate în urma acestui protocol și să ne bucurăm și de o parte și de alta de faptul că suntem acum la această masă, la un început de drum pe care eu cel puțin îl doresc de lungă durată. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă asigurăm de tot sprijinul nostru. Avem pe domnul Sita Coș care, după cum spunea, a fost arbitru și este foarte aproape de fenomenul sportiv. Domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zitea, care nu este acum aici, a avut câteva întâlniri importante și a cerut scuze, dar și el este alături de noi. Și nu în ultimul rând, domnul subprefect, care dorește să investim în sport și de preferat să fim preventivi decât să ajungem peste ani de zile să reparăm construind spitale sau farmacii. Mulțumim frumos! O să semnăm protocolul, am să-l prezint. Să am o exemplare. Așteptați că oricum întrebăm noi și apoi afla. Întrebăm noi și apoi află și domnul primar profesor. Ce s-a întâmplat?